Oglindă, oglinjoară, cine e cea mai frumoasă din țară? Nu, eu cu siguranță. Așa, da. Acum... Modestia. Bă, nu sunt cea mai frumoasă din țară. Noi fi vreuna soală acum, dar nu sunt cea mai frumoasă din țară. Sau fiecare e frumos în felul lui și vă arăt cum să fim frumoase în felul nostru și să ne îngrijim pielea așa cum este ea și să o aducem la cea mai bună formă. Și acum urmează, practic, dezbrăcarea tenului, adică dăm jos gletul care este pe față ca să putem să aplicăm produsele. Hai, pa! Facem un skin care rutin și o să înțelegeți așa, cam câțiva pași pe care eu îi respect în fiecare zi înainte să pun fondul de ten pe față. Și cu ocazia aceasta este Roza care îmi va face toate aceste etape. Avem noroc, avem specialistul cu noi. El primo prodotto da applicare è il siero perché è un booster, praticamente va ad amplificare l'azione di biostimolazione, correzione e prevenzione dell'apparizione delle rughe sulla cute della nostra modello, in particolare lei che ha una pelle molto giovane e bella, per evitare che questa perda elasticità e compattezza cutanea e anche sul collo. Consiglio alle pazienti di applicare sia sul collo che anche su décolleté, oltre che tutta la parte globale del viso. Degeaba te duci și îți faci tratamente și bagi injecții și nu știu ce, dacă tu faci doar tratamentul ăla și ajungi acasă și nu mai faci nimic altceva pentru a-l menține. Adică trebuie să ai o rutină de îngrijire completă, dimineața și seara. Ceva nu trebuie să fie în 16.000 de pași, nu trebuie să fie ceva extrem de complicat, trebuie să fie mai degrabă niște produse de calitate și să funcționeze foarte bine pe pielea ta. El secondo este l'applicazione del biostimolante, che è quello che crea l'azione di andare a rivitalizzare, biostimolare la sintesi del collageno che è venuta meno per aumentare la produzione e creare compattezza e luminosità sul viso di Francesca ed evitare poi che vengano comparse delle piccole rughe, quindi andiamo a contrastare anche le problematiche delle rughe in età giovanile come Francesca. In sezonul rece, come ti ingrijești pielea? Folosești ceva produs în plus? Se schimbă cu ceva? Da, bineînțeles, se schimbă. Se schimbă, dar nu în funcție de, nu știu, nu mă uit la în calendar, mă uit mai degrabă la temperatura de afară. Protecția solară se folosește oricând, indiferent de situație. Il massaggio del collo invece viene praticato dalla parte inferiore verso su e invece nel volto vi consiglio di fare dall'interno verso l'esterno. Produse dimineața, nu 100, fetelor. Bineînțeles, să spălăm, curățăm fața și după aia aplicăm astea și gata. Adică putem să punem make-up sau nu. Dar e foarte tare. Și bine, și SPF. Că e important să facem pete.